Let's get ready to rumble! Salutare, prieteni, și bun venit pentru încă un whisky review. Sunt Dan, iar canalul acesta de YouTube este dedicat în primul rând whisky-ului pe care îl analizez trecând prin prezentare vizuală, miros, gust final, după care îi dau o notă și îmi prezint concluziile. Și dacă vreți să fiți la curent cu review-urile mele viitoare, nu uitați să vă abonați la acest canal și să atingeți clopoțelul pentru notificări. Și astăzi este vorba despre Evan Williams Single Barrel Vintage Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Dacă nu ați auzit până acum de Evan Williams, probabil că nu vă place bourbonul în mod deosebit, dar acesta este un nume foarte important în această industrie. Este considerat drept bijuteria coroanei distileriei Heaven Hill Distilleries, acest bourbon fiind astăzi al doilea cel mai vândut Kentucky Straight Bourbon și al doilea cel mai vândut Kentucky Bourbon cu vârstă din lume. Distileria Heaven Hill are în depozite o rezervă de peste 1 milion de butoaie, așa că vă puteți imagina, acesta nu este un nume oarecare în lumea whisky-ului. Este cum s-ar spune un jucător de prima ligă, iar Evan Williams joacă în această ligă de mult timp. Deci ceea ce am aici pentru astăzi este un single barrel, bourbon dintr-un singur butoi Evan Williams. Acest whisky uimitor a fost distilat în anul 2012 și lăsat să se învechească până în anul 2019, când a fost îmbuteliat la 43,3% volum alcoolic. Bineînțeles, aici nu a fost vorba de amestecuri de butoaie, fiecare sticlă fiind umplută cu bourbon extras dintr-un singur butoi. Iar cea din fața mea este un vintage 2012 din butoiul numărul 9, umplut pe 19 ianuarie 2012 și îmbuteliat pe 19 noiembrie 2019, ceea ce îl face un bourbon vechi de 7 ani. Celălalt din pahar este un vintage 2009, umplut pe 5 septembrie 2009 și îmbuteliat pe 29 august 2019, așa că voi avea la review un bourbon vechi de 10 ani. Concluzia este că sticla ta ar putea fi diferită față de a mea, fiind un whisky de butoi unic, dar în mod normal caracterul va fi destul de asemănător. Acestea fiind spuse, nu am idee dacă anumite date vintage sunt mai bune decât altele. Dacă mergem pe site-ul principal al distileriei, găsim câteva informații pe care am să le traduc. Evan Williams Single Barrel este singurul bourbon de butoi unic de pe piață cu o dată, vintage. Similar cu modul în care sunt selectate vinurile vintage, distilatorii noștri selectează manual butoaiele individuale care îndeplinesc specificațiile dorite. Apoi, fiecare sticlă este marcată cu data în care whisky-ul a fost pus în butoiul de stejar, împreună cu anul în care a fost îmbuteliat și numărul exact al butoiului din care a fost extras bourbonul. Așadar, în pahar găsim o culoare maronie frumoasă, limpede și puțin uleios. Ce găsesc la miros? Un amestec de miere brună cu ceva stejar rumenit. Note foarte frumoase de vanilie și scorțișoară. Găsesc puține nuci și destule note de citrice, precum coajă de citrice și note de tutun. Mai multă miere, fructe tropicale, banane,
portocale și ananas. Puțin fum, vanilie și felii de portocale. Puținul fum este de la stejarul rumenit și este frumos, prietenos și proaspăt. Gust. La început, vanilie ușoară și miere. Câteva nuci uscate și măr copt. Foarte frumos. Apoi niște stejar și mirodenii, scorțișoară și nucșoară. Cu siguranță miere și vanilie. Sunt și niște taninuri pe aici, dar nu există nicio amăreală urâtă. Apoi caramel învelit în ciocolată, urmat de note fructate, ce se află într-un echilibru bun cu condimentele. Acele taninuri sunt mai prezente în final, în post-gust, urmate de acea dulceață de miere, cu un final mediu per total. În ciuda volumului alcoolic scăzut, Evan Williams Single Barrel se prezintă foarte bine. Îmi place. Și îi voi acorda 8,8 din 10. O notă foarte bună de prima clasă. Dacă preferați un volum alcoolic mai mare, distileria Heaven Hill are și alte opțiuni la diferite concentrații, cum ar fi Elijah Craig Small Batch, îmbuteliat la 47% volum alcoolic. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare! Cheers!